A început Festivalul de Film Central European la Timișoara. Până pe 9 septembrie, cinefilii pot urmări producții recente din 16 țări, premiate la nivel național și internațional, dar pot participa și la expoziții, dezbateri, concerte sau ateliere de film. Doamnelor și domnilor, în această seară la Timișoara deschidem în mod oficial Festivalul Filmului Central European. În competiție vor fi 13 filme din 13 țări. Sunt filme de ficțiune de lungmetraj reprezentative pentru țările respective, realizate în ultimii 2 ani. Filme noi. Sierra Nevada, filmul românesc regizat de Cristi Puiu, a fost una dintre surprizele pregătite pentru timișoreni. Vom urmări filmul Sierra Nevada, ultimul film al regizorului Cristi Puiu și filmul care reprezintă țara noastră în competiția acestui festival. Nu vă străduiți să aflați de ce se numește Sierra Nevada. Regizorul Cristi Puiu deja a dat un răspuns la aceasta. Citez, pentru că absolut orice se poate numi absolut oricum. Avem 13 filme în competiție și nu-mi dau seama că în total avem în jur de 70 de filme, printre care și lungmetraje și documentare și scurtmetraje. Tema ediției din acest an este minoritățile, o invitație la dialog intertehnic și intercultural prin intermediul filmelor selecționate, dar și întâmplărilor artistice conexe care vin în sprijinul acestora. Festivalul de Film Central European se desfășoară în 13 locații din Timișoara, iar intrarea este liberă.